Pe 25 octombrie sărbătorim Ziua Armatei Române. În anul 1944, în această zi, Transilvania de Nord a fost eliberată de sub ocupația hortistă în urma bătăliei de la Carei. La Iași, Brigada 15 mecanizată Podul Înalt a organizat o ceremonie militară și religioasă. Oștenilor celor de astăzi, să le dăruiască Dumnezeu pace în familie, armonie la locul de slujire al țării, să continue a oferi ceea ce au oferit de-a lungul vremii, în special patru lucruri: continuitate, siguranță, demnitate și spirit de jertfă. Nu este doar sărbătoarea noastră, armatei, este sărbătoarea întregii țări, este sărbătoarea poporului român. Este momentul în care ne aducem aminte și cinstim pe toți cei care au fost înaintea noastră și au luptat sub drapelul tricolor, îi cinstim pe cei care astăzi își fac datoria față de țară în diferite locații, în garnizoanele de dispunere la pace sau în poligoanele din România. La manifestare au fost prezente și oficialități ale Iașului. Armata română nu este o instituție. Armata română este însăși poporul român. Ea se organizează cu fii a acestui popor și luptă de fiecare dată împreună pentru eliberarea și pentru suveranitatea țării noastre. 25 octombrie 1944 rămâne incontestabil una din zilele memorabile și sărbători ale națiunii noastre. Pentru că fără sacrificiul suprem, fără eroismul ostașilor noștri, nu am fi putut să ne bucurăm astăzi de pace, de libertate și, evident, de liberă exprimare. Ceremonia s-a încheiat cu defilarea militarilor.